Vânătorul celisteț Spun bătrânii că ar fi trăit în Estonia un vânător care nu s-a temut nici măcar de dracul. Nu credeți? Stați un picuț, că vă spun numai decât povestea lui. Vânătorul ăsta, care nu se temea de nimeni și de nimic, trăia singur singurel într-o căsuță la marginea pădurii. Era tânăr și frumos vânătorul și pe lângă toate astea era și harnic. Nu stătea o clipă. Și într-o zi, pentru că nu prea avea ce face, luă niște plumb pe care îl găsise cine știe pe unde, îl puse într-o oală veche și așeză oala deasupra focului. Vroia să-și facă din plumbul acela niște alice. Și cum stătea el așa, așteptând să se topească plumbul, iată că de unde, de neunde, apăru așa, pe nepusă masă, un drac. Trebuie să vă spun că dracul ăsta era tare prost și pe cât era de prost, pe atât era de mare și de urât. Ba pe deasupra avea niște coarne lungi, lungi cât o zi de post. Îndată ce se văzu față în față cu omul nostru, diavolul îi spuse. Bine te-am găsit, omule! Ce ai pus în oala aceea?" Bine ai venit, diavole!" răspunse vânătorul, gândindu-se cum să scape de necuratul și cum să-l tragă pe sfoară. Ei!" exclamă dracul. Nu-mi spui și mie ce ai în oală? Cei?" Vrei cumva să mă superi? Să te supăr? întrebă vânătorul la rândul său. Nu mi-a trecut prin cap asemenea lucru. Uite, îți spun, am acolo o fiertură numai bună pentru ochi. Ha, 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 râse diavolul cu răutate. Te-a lăsat vederea. Îți trebuie leacuri ca să vezi. Ha, ha, ha! Nu mai râde, îi spuse omul nostru. Nu am nimic. Văd foarte bine. Numai că fiertura aceea mă ajută să zăresc până hăt, departe. Așa? Se minună diavolul. Așa! exclamă vânătorul. Dacă îți pun în ochi doar câteva picături din fiertura aceea, ai să zărești la o depărtare de o mie de pași. Vezi tu, eu nu sunt un om oarecare, ci un mare vraci. Am făcut fiertura asta din niște ierburi de leac numai de mine știute. Vreau și eu să văd la o mie de pași, Vreau și eu să văd la o mie de pași!" strigă necuratul cât îl ținu gura. Punem -mi și mie fiertură fermecată în ochi! Hai, hai, punem. Ești gata să plătești pentru asta?" întrebă marele vraci. Cum de nu? Plătesc!" răspunse diavolul. Oricât?" Oricât!" se învoi necuratul. Prea bine!" spuse vânătorul după ce se gândise preț de o clipă cât să-i ceară diavolului. Ia pălăria asta a mea Du-te unde știi, umple cu galbeni, vină cu ea aici și după aceea mai stăm de vorbă. Prea bine, zise dracul, dar spunem -mi și mie cum te cheamă, că nici măcar numele nu ți-l știu. Mă cheamă eu, răspunse vânătorul nostru. Mai rar așa nume, exclamă diavolul, scărpinându-se în barbă. Nu te mai gândi atât la numele meu și grăbește-te, până ce nu mă răzgândesc, îl zori vânătorul. Mă întorc numai decât, spuse necuratul, luând pălăria vraciului. Într-adevăr, diavolul se întoarse cât ai bate din palme și spuse. Am venit! Uite, pălăria ta e plină ochi cu galbeni. Ei? Omul nostru puse pălăria plină cu aur într-un colț și îi porunci diavolului. Întinde-te pe masă! De ce? întrebă necuratul. Trebuie să te leg, îl lămuri omul. Să mă legi? Da, trebuie să-ți pun în ochi câteva picături din fiertura abia luată de pe foc. S-ar putea să te ardă un pic și să sari cât colo. Trebuie să te leg, pentru că nu ai voie să te miști. Picăturile de fiertură trebuie să pătrundă în ochi. Ai priceput? Am priceput, spuse diavolul. Hai, leagă-mă! Fără să mai stea pe gânduri, vânătorul îl legă fedeleș spunând: Să nu te miști! Nu mă mișc, dar hai odată! Nu mă mai fierbe atâta! Îl zorine curatul dornic să vadă la o mie de pași. Fără a mai sta pe gânduri, omul nostru îi turnă diavolului plumbul topit drept în ochi. Începu să urle necuratul ca din gură de șarpe și pentru că avea dureri cumplite, ieși așa, cu masă cu tot, din casa vânătorului și începu să alerge în îl purtau pașii. În cele din urmă, auzindu-l, frații lui veniră tocmai din fundul iadului și văzând în ce hal era, îl întrebară. Cine ți-a făcut asta? Cine a îndrăznit să te nenorocească? Eu? Ei, dacă ți-ai făcut rău cu mâna ta, nu te mai voi cări, spuse unul dintre frații diavolului nostru. Ei, dragii mei, dracul, care îndrăznise să intre în casa vânătorului nostru, le spuse fraților săi că eu era un om, un vrat și scusit. L-au căutat diavolii cei drept, căci voiau să se răzbune pe vraciul eu, care le nenorocise fratele, numai că nimeni nu auzise vreodată de un vraci care să se numească eu. Cum? Ce m-ați întrebat? Ah! vreți să știți ce a mai făcut vânătorul nostru? Vă spun, vă spun îndată. S-a căsătorit cu o fată frumoasă și au trăit amândoi fericiți până la adânci bătrânețe și dacă n-au murit mai trăiesc și acum.